Conducerea Spitalului de Urgență Roman este extrem de dezamăgită de faptul că toate demersurile de obținere a aprobărilor pentru că ambulanța tip SMURD alocată inițial unității spitalicești de la Roman bat cu grație pasul pe loc. Și asta în ciuda tuturor promisiunilor făcute de-a lungul timpului de factorii de răspundere din Ministerul Sănătății sau de cei ai Ministerului Afacerilor Interne, în curtea căruia se află urgențele medicale. Totul s-a încurcat în promisiuni și într-o birocrație excesivă la cel mai înalt nivel. Am vorbit cu domnul dr. Calina Alexandru, care este directorul DSU și care a spus că din partea dumnealor avem avizul favorabil, deci dumnealor au și semnat, ne-au și trimis adrese, de fapt nu nouă, au trimis către Spitalul Județean Piatra Neamț, urmează ca... Da, da, tot așa. Cadru, da, tot ei, așa. Da. Deci exact că ești de acord. Da, exact așa cum a făcut domnul primar și dumnealui a făcut, pentru că suntem CPU și atunci vom funcționa prin UPU Piatra Neamț. Dumnealui a... Da, dar dumnealor au dat avizul. Trebuie să primim avizul de la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății ne-a trimis adresă în care cer memoriul justificativ, l-am făcut, este dat, așteptăm răspunsul. Încă unul. Birocrații de la București cer de mai bine de un an de zile memorii peste memorii și aprobări peste aprobări, toate menite să toace încet, dar sigur, nervii și așa întinși ai celor de la conducerea Spitalului de Urgențe de la Roman. Asta au dorit dumnealor, memoriul justificativ de la Spitalul Roman și de la Spitalul Piatra Neamț, dacă își permit și au în statul de funcții personal, dacă, deci tot ce au cerut au fost trimis la minister, trebuie să intrăm, spunea că o să se ocupe doamna doctor Tănase, care este directorul pe partea cu avizele, și în momentul în care obținem aviz favorabil de la dumneaei, atunci pornim. Nu ține de Roman. Mingea la această oră pare a se găsi la fileul doctoriței Tănase, responsabilă din Ministerul Sănătății cu aprobarea repartizării ambulanțelor SMURD, singura care poate da undă verde întoarcerii prețioasei mașini de salvare a vieților omenești la Centrul Primirii Urgențe de la Roman.